Pe malul râului Vltava se află uimitorul oraș medieval Český Krumlov, situat în regiunea Boemia de Sud a Republicii Cehe. Un oraș construit în jurul unui castel din secolul al XIII-lea, cu elemente gotice, renascentiste și baroc, într-o legătură strânsă cu un peisaj pitoresc. Așa că vă invit să descoperiți un loc de vacanță ideal, unde aveți ocazia de a trăi clipe frumoase și de neuitat, alături de o istorie bogată întinsă de-a lungul a 5 secole. Pentru unicitatea și valoarea sa istorică, atât castelul cât și centrul orașului au fost înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO, în anul 1992. Acest frumos oraș feudal a jucat un rol important în istoria politică, economică și culturală a Europei Centrale, rămânând aproape intact în arhitectura sa, păstrându-și aspectul străzilor și al clădirilor istorice, inclusiv detaliile acestora, formele acoperișului, decorarea fațadelor. În anul 2008, revista National Geographic l-a clasat pe Český Krumlov drept al 16-lea cel mai frumos loc istoric din lume. Orașul în sine a fost fondat în jurul anului 1274. Epoca de aur a venit în secolul al XVI-lea, când orașul a devenit centrul cultural al Boemiei și a zonelor învecinate de limbă germană din Bavaria și Austria. Negustori, savanți, artiști s-au stabilit de atunci în Český Krumlov. O evoluție pașnică peste timp, rămânând neatins de efectele devastatoare ale industrializării secolului al XIX-lea, de timpul erei comuniste și de evoluțiile necugetate ale ultimelor decenii. Noile generații și-au adăugat contribuția fără a distruge ceea ce au moștenit. Peste 1 milion de turiști vizitează în fiecare an acest mic oraș. Castelul Český Krumlov este cea mai importantă atracție turistică. Istoria construcției sale datează din secolul al XVI-lea. La acea vreme, castelul era deținut de familia Rosenberg, ei făcând parte din aristocrația boemă și proeminentă a acelei perioade, iar mulți dintre aceștia erau mari patroni ai artelor. Grupuri de turiști împânzesc curțile castelului într-un tur ghidat, în care li se povestește, printre altele, și despre legendele acestui loc, despre zonele bântuite de fantome, unde oamenii care locuiau aici nu aveau deloc nopți liniștite. Chiar și în zilele noastre se aud zgomote de luptă, vocile și suspinele gardienilor muribunzi care s-au luptat până la moarte, după ce au jucat zaruri într-una din nopțile în care se plictiseau făcând de pază. Altă legendă povestește despre un fierar conștiincios care lucra în berăria castelului. La un moment dat, având nevoie de stuf pentru a sigila butoaiele la care lucra, a plecat cu barca pe iaz, iar printr-un accident nefericit, acesta s-a înecat. Prin urmare, nu a putut îndeplini sarcina pe care și-o asumase. Nici măcar după moartea sa, fierarul nu a putut să se odihnească în pace, iar în nopțile cu lună plină, se aud zgomote prin lovituri de ciocan ale fierarului, bântuind atelierul berăriei, încercând să-și ducă munca la bun sfârșit. Traversând podul Clock și înaintând spre partea de vest a castelului, găsim un loc cu o frumoasă panoramică asupra întregului oraș. Forma sa actuală de mare reședință în stil baroc este datorată lui John Christian von Eggenberg, care și-a pus amprenta la remodelarea sa în anii 1680. Pe această intrare din zid, descoperim cel mai important punct de observație,
și un loc unde te poți relaxa la o cafea, în timp ce admiri frumusețea văzută de sus a orașului. Pentru acest colț de zid, toată lumea așteaptă la rând în ideea de a surprinde o fotografie de ansamblu sau un selfie. Turnul rotund și viu decorat cu picturi murale poate fi de asemenea explorat, iar de la înălțimea sa de 55 de metri, avem vederi peste toată zona orașului. Mergând spre clădirea turnului, pe intrarea din față se ajunge în turn, iar pe cea din dreapta la expoziția muzeului. Muzeul oferă vizitatorilor o oportunitate unică de a vedea o serie de exponate valoroase din depozitele castelului, care comemorează cele mai semnificative evenimente legate de proprietarii și istoria sa. Cele 29 de camere interioare sunt echipate cu diverse tablouri vechi, corpuri de iluminat istorice, sobe de teracotă originale, corpuri de mobilier, etc. Pentru a urca în turn avem de parcurs peste 160 de trepte, un traseu pe alocuri foarte îngust și solicitant din punct de vedere al efortului. Turnul castelului este simbolul orașului Český Krumlov, al istoriei și frumuseții sale. În
turn sunt atârnate 4 clopote, dintre care cel mai greu are undeva la 1800 de kilograme și datează din 1406. Alte clopote mici, cunoscute sub denumirea de clopote de ceas, sunt agățate în lucerna turnului de peste 400 de ani. Chiar dacă cere un efort susținut de a-l urca, atunci când ajunge în vârful său, efortul îți va fi răsplătit pe măsură. În comparație cu punctul de observație din partea de vest a castelului, din vârful turnului, punctul cel mai înalt al orașului, vă bucurați de o imagine panoramică pe 360 de grade a orizontului. Český Krumlov este suficient de mic pentru a fi văzut într-o singură zi, dar dacă stai mai mult, colțurile sale secrete devin mult mai vizibile, iar experiența trăită aici capătă o încărcătură mult mai profundă. Casele pitorești adăpostesc astăzi o varietate de magazine și puburi, inclusiv taverne medievale, unde puteți servi diverse delicii culinare ale bucătăriei cehe. Dacă doriți să luați masa în aer liber, terasele unor restaurante amplasate pe albia râului cu privire spre castel reprezintă locul ideal. Murmurul apei curgătoare vă oferă o ambianță și o relaxare în plus, de unde cu greu o să vă vină să mai plecați. Un amănunt important de reținut. Dacă petreci seara în oraș și vrei să servești cina, e de preferat să găsești un restaurant până în ora 21. După această oră, porțile localurilor se închid și nu mai primesc clienți. Așa că asigurați-vă din timp. Plimbați-vă pe aleile întortocheate de unii singuri sau cu tururi ghidate, și observați peste 300 de case gotice și renascentiste, dintre care cele mai multe găzduiesc hoteluri tip boutique. Magazine care vând meșteșuguri tradiționale cehe, cum ar fi jucării din lemn și sticlă, galerii de artă, librării, magazine de bijuterii și multe altele.
Dacă sunteți în căutarea unui eveniment cultural, în Český Krumlov au loc multe festivaluri, inclusiv Festivalul Muzicii Veche, Festivalul Internațional de Muzică și Sărbătoarea Trandafirilor. O altă atracție pentru pasionați este Vltava în sine, râul șerpuit ce se curbează fermecător prin tot orașul, unde se poate face canotaj și rafting. Dacă e să tragem o concluzie de final, Český Krumlov are ceva de oferit pentru toată lumea și nimeni nu va pleca dezamăgit de aici, din contră, vei lua o parte din acest loc cu tine pentru totdeauna.